care a fost colaborarea de până acum cu Asociația Speranță pentru România și cum au decurs lucrurile de până acum? În primul rând aș vrea să mulțumesc Speranță pentru România, asociației, că a fost alături de mine 3 ani. Nu știu ce m-aș fi făcut fără ajutorul dumneavoastră. Ne-am cunoscut în Timișoara când era la lui Surcanu. Da. Era în primele luni de tratament acolo cu Raisa. Da. Tu ești o mamă singură. De ce ai apelat la Asociația Speranță pentru România? Atunci eu mă ocupam de cazuri, știu că cu mine ai vorbit atunci și ne-am și întâlnit atunci în Timișoara. Care a fost motivul pentru care ai apelat la asociație? Am auzit despre voi de la alte mămici. La început, sincer, am fost un pic sceptică, dar... Mi-aduc aminte. Mi-era frică, eram așa temătoare, dar fără ajutorul vostru, nu știu, sincer. De ce ți-a fost frică? Auzi atâtea de la alte persoane care pățesc, Doamne ferește, cine știe ce... Însă mămicile care ți-au spus despre noi au avut o experiență pozitivă. Da. Și ne-au recomandat. Deci am avut încredere și am mers pe mâna voastră. Au fost 3 ani de zile de colaborare cu Asociația Speranță pentru România, după cum ai spus și tu, din Timișoara, de când ai fost la primul tratament, să spun așa, până în ziua de astăzi. Fondurile care s-au strâns pe site-ul nostru, Speranță pentru România, le-ai primit în final de la asociație? Da, și mulțumesc din suflet la toți oamenii cu suflet mare care au fost alături de noi, vouă, fără voi, sincer. Care a fost... colaborarea ta de până acum? Foarte la început ai colaborat cu mine, da. Eu m-am ocupat de cazul tău un an de zile, da. După aceea a preluat Cristina, colega mea, cazul tău. Care a fost relația? Foarte bună, deci nu am fost niciun fel de probleme. Deci chiar dacă am avut nevoie de ajutor, am sunat la voi, am apelat și m-ați ajutat. Noi ne mulțumim, așa cum ai spus și tu, donatorilor, pentru că ei au făcut posibil ca noi să putem să te ajutăm. După cum spuneam de foarte multe ori, suntem o echipă împreună. Noi, ca echipa Speranță pentru România, donatorii care donează sunt în momentul de față, din câte mi-aduc aminte, peste 240.000 de oameni care au donat pe site-ul nostru. Și iată, această echipă, să spun așa, face tot posibilul ca voi, cei care treceți prin aceste drame și suferințe, și o spun aproape cu lacrimi în ochi, că sunt și o tată a 3 copilași, să puteți să fiți ajutați și să aveți un suport, fără de care... E un lucru mare când dai de un caz așa de mare să ai o mână de ajutor de undeva.